Mulțumesc foarte mult pentru invitația de a participa și pentru oportunitatea de care s-a oferit de a prezenta câteva idei în numele Asociației Furnizorilor de Energie Electrică în cadrul conferinței Energia în Criză. Sunt bucuros să constat că încă sunt participanți în sală, de regulă după primul panel în care vorbesc personalitățile respective, ministrul ANRE-ul, în sală rămân cam 20%, acum se pare că au rămas mai mult, au rămas vreo 30-40% și doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră. Da, mulțumesc! Aș vrea să vă prezint câteva din oportunitățile, să spunem, și barierele sau problemele furnizorilor de energie electrică legate de evoluția liberalizării pieței de energie electrică. Vă gândesc, în primul rând, să vă prezint câteva idei despre ceea ce ar trebui făcut pentru o comportare onestă față de furnizori, față de consumatorii de energie electrică. Poate că o să vină întrebarea firească de ce acum. Într-un motiv simplu. Probabil că majoritatea dintre noastre știu că deja de un an s-a terminat liberalizarea la consumatorii necasnici, iar de la 1 iulie anul acesta, grad de liberalizare la consumatorii casnici este de 50%. Asta înseamnă că dacă veți privi factura de energie electrică pe care o aveți acasă, veți constata că 50% din cantitatea de energie electrică, vorbesc de cantitatea de energie electrică, nu de valoarea facturii, este cumpărată de pe piața competitivă, înseamnă de pe piață liberalizată. Deci am trecut, practic, sau am atins jumătate, iar de la 1 ianuarie vom avea 60%, astfel încât la 1 ianuarie 2018 să fie terminat procesul de liberalizare și la consumatorii casnici. Sigur că întotdeauna consumatorul în general și consumatorul casnic în mod deosebit, acordăm o atenție deosebită, trebuie tratat cu respectul cuvenit dintr-un motiv simplu. Tot ceea ce am discutat noi, sau ceea ce s-a discutat și la panelul 1 și la panelul 2, despre investiții, despre strategii și orice altceva sistem energetic, se bazează pe niște bani care vin doar de la consumatorul final. Deci tot ceea ce se întâmplă în sistem este plătit de consumatorul final. Să fie clar acest lucru. Restul este o problemă de redistribuire a banilor. Există însă și un paradox. În ultima perioadă, spunem foarte des că a scăzut prețul energiei pe piața euro. Ceea ce este evident și se poate vedea din statisticile publicate de diversi operatori de piață sau puse de energie. În această situație se constată însă și un efect invers. Valoarea facturii a crescut. Deci prețul energiei pure a scăzut, valoarea facturii a crescut. Am luat și am analizat o factură de la consumatorii casnici dintr-o zonă, nu e cazul să-i spun, dar este similar în toate zonele de furnizare energetică și s-a constatat că există 12 componente ale prețului energetic. Este vorba de energia cumpărată de piața ANRE, de partea de tarifele de transport, tarifele de distribuție de dată, tensiune de medie, tensiune de joasă tensiune, costurile cu modelarea curbei, costurile cu dezechilibre, taxa de cogenerare, certificate verzi, accize, costurile de furnizare, TVA-uri. Și am făcut o socoteală că dintr-o factură a cărei valoare finală este de 600 de lei rotund, 602 este cifra exactă, dar 600 de lei rotund, energia pură, cea care se cumpără de pe piață, deci doar energia care se tranzacționează pe piață, reprezintă 26%. Costurile de rețea, 38%, din care 6,5% transport, 31,5% distribuție, costul de furnizare, incluzând costurile de echilibrare și de ajustare a curbei, 8%, schemele suport, certificate verzi plus cogenerare, 9% și taxele, 19%. În total, avem 100%. La taxe este corect 19%, să nu apare întrebarea de ce nu 24%. Este referința la valoarea totală a facturii. 24% este la ce era înainte. Da? Deci, constatăm că, de fapt, partea negociabilă, care, mă rog, sau partea în care furnizorul poate să-și aducă aportul, este extrem de scăzută. Este vorba de 26% din energia aceea pe care o cumpără și de costurile de furnizare. La energie, cred că vă imaginați că, mă rog, marja de
negocieri sau marșa de inteligență, că nu avem prețuri negociate, din păcate, pe piață, sau nu avem posibilitatea să negociem direct, este destul de limitată. Dacă am presupune că este 10%, a rezultat până la urmă 2,6 din valoarea factorii. Deci vreau să vă spun că liberalizarea nu trebuie privită ca o mană cerească, în sensul că va duce la scăderea foarte mare a prețurilor. Nu, va fi o chestiune de, mă rog, mai mult de o relație corectă între furnizor și consumator. Acesta este principalul avantaj pe care îl aduce liberalizarea pieței. Pe piață se manifestă totuși oarecare efervescențe, pentru că lumea așteaptă să furnizeze și la consumatorii casnici. Din cauza aceasta am spus de consumatorii casnici în special. Hai să spun că jocurile cumva sunt făcute, dacă vreți, în zona de consumatori necasnici. Totuși trebuie să spun că la consumatorii finali este o competiție, aș spune, cea mai dură și aplică din tot ceea ce se întâmplă în sistemul energetic. O să vedeți că sunt consumatori medii, ca să nu vorbesc de cei foarte mari, care doresc să schimbe furnizorul și analizează oferte. Noi le oferte sunt 8-10 oferte care sunt analizate, iar câștigul se face la diferențe extrem de mici, de 1-2 lei. Din cauza aceasta, trebuie să avem în vedere că undeva la, în partea finală, furnizorul este supus la o presiune foarte mare. Din păcate, această liberalizare, această libertate a consumatorilor de a solicita foarte mult, nu își găsește întotdeauna expresia în posibilitățile pe care furnizorul le are pe piața Andro. Pe piața Andro sunt, în general, contractele cu prețuri și cantități fixe, nu există flexibilitate. Sigur, dacă vorbim de flexibilitate în termeni fizici, se pot face toate ajustările pe piața pentru ziua următoare, pe inflație, pe piața de echilibrare, însă totul costă și aceste costuri, așa cum spuneam, se duc la consumatorul final. Repet, prețul este doar o componentă și, din păcate, nu este o componentă, nu este, mă rog, o componentă decisivă. Asociația Furnizorilor de Energie Electrică a demarat și o campanie de informare a consumatorilor asupra unor posibile capcane care pot apărea în discuțiile cu noi furnizori. Avem în vedere, evident, consumatorii casnici și nu consumatorii ceilalți, care se presupune, evident, că sunt mai educați. Înainte de începerea conferinței, domnul Curdile a aflat în primul rând aici și m-a întrebat, domnule, cum sună asta că voi, Asociația Furnizorilor, veniți și spuneți fiți atenți că furnizorii va putea pătări. Este o chestiune absolut normală din punctul nostru de vedere. Trebuie să fim onești, trebuie să fim corecți și trebuie să arătăm și acele eventuale practici care nu sunt conforme cu, cu portarea bună practică în domeniul furnizării energiei electrice. Sunt două tipuri de capcane speciale și aș vrea să le spun foarte rapid. E vorba de capcanele tehnice. Doamna director Vornicu prezenta în primul panel o serie de relații pe care distribuitorul le are cu consumatorul. Și este foarte bine să aveți în vedere că în cadrul unui contract de furnizare, furnizorul nu vă poate promite că va influența numărul și durata întreruperilor, pentru că ține de distribuitor, nu vă poate promite că va îmbunătăți calitatea energiei, respectiv fluctuațiile de tensiune, pentru că iarăși ține de distribuitor, și nu vă poate promite că va schimba timpul de realimentare în cazul unor întreruperi. Spun aceste lucruri pentru că, din păcate, constatăm că sunt cereri de oferte ale consumatorilor care pun toate aceste lucruri și se așteaptă să primească și un răspuns adecvat de la furnizor. Dacă primesc un răspuns, pot să vă spun de pe acum că este formal. Răspunsul ține de prevederile din ATR și de faptul că acestea sunt gestionate de distribuitorul de energie. Există și o serie de capcane contractuale. Au existat cazuri, și sper să nu mai existe în piață, în care furnizori, e adevărat că furnizori mai mici care doreau să intre în forță în piață, făceau oferte de genul acesta. Uite, eu îți dau un preț mult mai mic pentru că la mine nu vei plăti certificatele verzi. Eu te scutesc de taxa de radio TV, nu vei plăti cogenerarea. Sigur că la un moment dat era posibil să spui că nu plătești certificatele verzi, în sensul că le puteau amâna până la sfârșitul anului. Dar acum, pe noile reglementări, le pot aplica până, le pot anula până în luna a treia a trimestrului, când oricum se plătesc.
Singurul lucru care este încă cu un semn de întrebare este taxa Radio TV. Tot obligativitatea încasării taxei Radio TV există numai pentru cei furnizori implicați, respectiv Electrica, Enel, Eon, CES. Ceilalți trebuie să o facă, dar, repet, obligativitatea încasării, obligativitatea plății este prevăzută prin legea autovizuală și rămâne pentru fiecare consumator. Societățile de radio și televiziune pot merge să-i ceară bani fără ca el să îi fie plătit. Trebuie avut în vedere și aici faptul că uneori se oferă prețuri nesustenabile. Ce s-a întâmplat, ce se întâmplă? De fapt, consumatorii final vor un preț relativ constant, pe o durată fixă, în care să-și bugeteze corect cheltuielile pe energie electrică. Anul acesta, având în vedere că prima parte a anului era o parte dătătoare de speranțe, prețurile, în special pe piața pentru ziua următoare, erau niște prețuri relativ mici, au fost multe oferte făcute la prețuri relativ mici, care sunt nesustenabile în perioada aceasta de secetă și de, mă rog, prețuri mai mari. Adică a miza totul pe o piață este nesustenabil. Și unii furnizori, cum să vă spun, bazat pe prevedere contractuale, deja au anunțat pe consumator, dacă nu accept să-ți măresc prețul cu X%, îmi pare rău, la revedere, trebuie să-ți cauți alt furnizor. Și într-o perioadă de prețuri mari pe piață, este greu să negociezi cu un furnizor. Din cauza aceasta, cred că trebuie să se acorde o atenție deosebită acestei schimbări a furnizorului și vă invit să vedeți site-urile, nu numai la Fairway, site-ul ANRE-ului, site-urile fiecărui furnizor implicit, care prezintă din ce în ce mai mult lucrurile concrete care trebuie făcute și vă atenționează la eventualele capcane la care ați putea fi supuși. Ultimul lucru pe care aș vrea să le spun este legat totuși de un element care a mai fost discutat și înainte de pauză, și anume necesitatea unor contracte cu cantități și valori flexibile pe piața Angro și, evident, în acest context și contractele bilaterale negociate direct. Ieri la AFEM am avut o întâlnire cu o delegație japoneză de la Japan Electric Power Information Center, care am discutat modele de piață din România și ce se întâmplă. Deci, recunosc că erau foarte încântați, dar în momentul în care le-am spus că un producător român nu poate să încheie un contract negociat direct cu un participant de la piață, inclusiv la export, au părut, prima dată au crezut că n-au înțeles. Am reluat discuția și iar și ne întreba, nu se poate, așa ceva nu se poate. Deci este complet în afara regulilor în piață ca un producător să nu poată să-și vânde majoritatea energie, nu dacă vreți total, pentru că mai și anumite obligații, așa cum dorește el. Este o problemă pe care am înțeles că, mă rog, o studiază și autoritățile și sperăm că într-o bună zi lucrurile se vor rezolva. Chiar dacă, mă rog, cum a fost o deschidere extrem de mică pentru consumatorii din producție regenerabilă sub 3 MW, eu cred că se va extinde nu numai pentru cazurile particulare, ci să fie o practică în piața românească. Mulțumesc foarte mult!